Sunt mâinile și bună ziua și bine ați venit în trompeta Turnul Severin, județul Mehedin, cu ocazia Olimpiadei Naționale de Biologie, vă spune profesor Ionis Ionesc, director al Liceului de Arte Ioan Ștefan Paulian, din trompeta Turnul Severin. Ne-am gândit împreună cu inspectoratul nostru școlar, ca înainte de a intra în focul propriu-zis al competiției, să vă oferim un moment artistic spre delectare și spre mai bună cunoaștere a elevilor noștri și inclusiv a dumneavoastră. Deschidem audiția muzicală de astăzi cu elevii olimpici ai noștri, pentru că avem și noi elevi olimpici, clasă 3-8, care urmează să se deplasa la Ciurciu pentru fază națională de muzică instrumentală în perioada 9-11 aprilie. Mai exact spus, Neamțu Maria, clasa a 8-a, ne va interpreta din creația lui Tommaso Vitali, compozitor italian, reprezentat de seama al preclasicismului muzical, Ciacona, pentru că sunteți copii deosebiți, Ciacona este un dans de origine spaniolă, într-un ritm lent, iar Tommaso Vitali s-a făcut celebru, a rămas celebru în istoria muzicii, prin această Ciacona. Deci Neamțu Maria, clasa 8-a, la pian, eleva noastră olimpică Daniela Mutașcu, clasa a 9-a, care recent s-a întors de la Baia Mare, de la Olimpiada Națională. Thank you.
Cosmin Ciuca, clasa a 7-a, specialitatea flaut, care de asemenea a fost educatoarea în timpul, nu va interpreta ce am de Andante, de Wolfgang Amadeus Mozart. La pian, doamna profesoare,
dat Alexandru, clasa a șaptea, chitară clasică. Ne va interpreta din creația compozitorilor contemporani, Roland Diez, Fuoco. De asemenea, Alexandru urmează să plece la Giurgiu, la faza națională, Olimpiade de muzică instrumentală, clasă 3-8. Thank you.
de origine spaniolă, din creația lui și cea secolului XIX, a rămas în istoria muzicii, Sinfonia Spaniolă. Veți recunoaște cu toții ritmul real al folclorului spaniol. La vioară Neamțu Maria, clasa 8, acompaniat de colega ei, Daniela Mutașcu, clasa 9. Thank you.
18-a clasa 10-a. Vă propun să ne ascultați că aveți ce auzi. Thank you.
eu clasa a treia, da? Ce trebuie, nu? Le va interpreta din Antonio Vivaldi, unul dintre cei mai mari compozitori preclasici, contemporan cu Bach. Le va interpreta partea mie de concertul la minor. La pian, Daniela Mutașcu, clasa nouă. Thank you.
Vorbit. Thank you.
coare pe poate de bine profată, că bine tu câte aurișuna cu ei e nu stau, că bine tu câte aurișuna cu ei e nu stau. Mulțumesc, numai cu tine.